Asta e că nu știam dacă să numim podcastul la pisici sau la pisici, nu, da, Motanski. Motanski este foarte așa. E frumos, dar am o versiune mai bună. Sper să n-audă, da. Așa și cu nasul tău, ai, era aveți, frumos, dar ai făcut o versiune mai bună. Aveți un... Măi, există mai multe feluri de a râgâi. Există felul elegant, birjăresc și vulgar. Cum râgâi elegant? Îmi place de omul ăla, de ce o ador pe Bill. E preferatul meu. Mai ales că mai nu avem același nas și îmi pare fără. Exact, avem un... Fac glumos la fiecare podcast, da, te rog, ca să nu zică oamenii în comentarii. Da, exact, exact. Bă, da, nu adresați deloc fost elefant din încăpere? Corect, da. Vine la urechile mea. La urechea mea și zice foarte tare. Oi, da, ți-ai post? Era omul ăla care eu făcut stomacul așa, era chel și era în genunchi, noi eram în picioare. Băi, să nu și chel ia când... Salutare, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru. Suntem cu Anisia și cu Teo, suntem pe cai mari și am început treaba. Anisia, cum te simți? Foarte bine mă simt, mai ales că a trecut foarte multă vreme de când n-am mai filmat. Nu am mai filmat și chiar mi-a fost foarte dor. Chiar mă întrebam când, când o să... mai cheamă lumea la podcast. Exact, că m-am simțit nepodcastuită. Ți-ai pus Regina Junglei, foarte frumos. Da, normal. Altfel cum? Da, ăsta e moment de publicitate, lăudăm pe fata aia care îți face... Da, Georgiana Dinică, dacă vreți să... Mamăța! E o pisică care trebuie să-i dăm un cap. Avem o pisică, deschide un pic, Teo, ușa. Dar noi avem și musafiri și acum, hai, hai, vă rugăm, gata, bună ziua. Intră el. Da, hai, da. Hai, da. Asta e că nu știam dacă să numim podcastul, da, la pisici sau la pisici. Noi aici, în unde filmăm cu buget foarte, foarte mare. Așa. Și el este mascota. El, da, e Motanski. Motanski. Este foarte... Așa. E frumos, dar am o versiune mai bună. Sper să n-audă, da. Așa și cu nasul tău, era frumos, ai făcut o versiune mai bună. Aveți un copil preferat în casă? Eu am. Anisia l-are pitomiță. Dar de ce are ochii, mă, în lacrimi? Ia. Ce-ai făcut, mă? Ai plâns? Are ochii în lacrimi pentru că nu-i deschideam. Ce-ai făcut, mă? Ai plâns? Nu, cred că curg ochii sau ceva. Da. Nu, mă, nu plâns. Nu plâns, da. Ideea este că eu am un... Anisia l-are pitomiță, da. Pitomiță, da. E frumos, dar este foarte arogant. Deci este, arogant, este, pentru că știi că e frumos, că îi zic cel mai frumos, dar să nu-i zici lui Motanski, să n-audă. Da, Motanski, în schimb, e uman, ăștia la Tomiță și Mingiuță sunt animăluții, ăsta e uman, ăsta el înțelegi, e cu el, te cerți, el vine și iar Tomiță se duce și îi dă el la Motanski, aude, bă, ce-o zis de mine, miau, 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 da. Asta presupune Anisia, că zice, nu știi niciodată, dar s-ar putea să fie așa, s-ar putea să fie niște pisici foarte răutăcioase. Da. Bun. Știi ce mă gândeam, mai Anisia? Te-ai gândit vreodată dacă ar fi să-ți schimbi locul cu un alt comedian din lume, care ar fi comediantul? George Carlin. Adică vrea să fii moartă? Exact. Aș vrea să fiu moartă ca el. Moartă și cu datorii la fisc. De ce, el avea datorii la fisc? Da, și că da, avea datorii la fisc cu american, de asta scotea atât de mult stand-up. Ca era problema. Da. Asta era foril. Da, băi, vrei ca datoriile de la fisc să nu ai datorii la fisc? Mori, dă-te drept. El s-a dus foarte mult pe anti-government cu materialul și cu astea și l-a dat fiscul. Okay. Și a făcut, știi că a scos specialul până în ultima perioadă, adică până avea 72 de ani era așa moșneac și el încă avea special, adică lucra mult la asta. Să dai cadru cu el. Nu, că eu sunt foarte elegantă. Da. Ce mi-au sărit pietrele Swarovski de la ciocă? Anisia, ai transformat într-o pițipoancă de când ești la nata. Anisia, două ori mai târziu. Măi, deci dacă nu-mi sar pietrele de la ciocă când râg, înseamnă că sunt profesionistă. Îți sară la rinichi. Măi, există mai multe feluri de a râgâi. Există felul elegant, birjăresc. Cum râgâi elegant? Mm.
Vreți și birjăresc? Da, te rugăm. Morți mâti. Cu o flegmă, cu o jumătate de pomă. Aia. Și care mai era? Și... și bulgar. Așa, care-i... care-i bulgar? Păi da, asta nu-i deja... Nu, e deja bulgar, da. E deja bulgar, da. Așa, bravo. Deci, în cazul în care nu știți, în fiecare zi învățați un lucru nou la podcastul nostru. De exemplu, mai multe moduri de a râgâi. Dar există și mai Da, mai multe tipuri de a râgâi, da. Da, există și mai multe moduri de a scuipa, de exemplu. Da. Dar nu în sensul de cum ies flegma, mai multe tipuri de atitudini când scui. Da, de exemplu, de exemplu, elegant. Tu. Da, pentru ce scuip? Vezi că dacă scuip pe microfon, așa. Da. Bine, există așa la... Există stilul vulgar de a scuipa. Dar vezi că... Da. Să fute alea cu sunetul. Ah, ok. Bine, tot ok, ok. Da? Okay. Dar am apreciat că Serghei a spus nu în sine cum scuip, dar așa felul încă, că știe că scabluri pe jos în microfon, echipament pe care s-au dat bani. Eu tot timpul el, el practic, avem în fiecare pe podcast și, și stilul bâni de a scuipa, așa, ne amintește că de câți bani a dat el pe echipament, echipament da. Da, da. Nu neapărat. Stilul Daffy Duck de scuipat. Da, corect. Stilul sportiv, când efectiv ca să ai mai mult aer scuipi, că de obicei stilul de metalurgie. Asta e cartier din Iași. Doar cu un ar. Aia e mai mult scuipat din muci decât îi laser ăsta. Laser, frate. Și tot timpul dai pe mâineca dreaptă de la mâine la... Exact. Da. Drăguț. Eu așa știam de la tata, tata este de pe lângă Craiova, așa se spune că suflă nasul tenii, cu mâna și trântit de pământ. E... A, da, la cu da, îl iei, iei. Exact, faci... O guguraie și... Exact. Exact. Am, să știi că și la noi se practică în Moldova, nu știu dacă în toată Moldova, dar la țară, acolo se practică. Dar da, voi, cel mai tare mă deranjează strănutul. Eu la mine. Da, și la tine, că el strănut până, mă, până nu mai pot eu, știi? Mi se pare că sunt strănuturi agasante. Aveam o vecină în bloc care la 6 dimineața ea era alarma, știi? Dar mai întâi băi, n-ai cum să faci, zici că s-a dat bombă. Ea vrea să anunțe, nu mă simt bine. Vreau să știți. Fiți că atenți. Sufă. Da. Băi, n-ai cum să faci. Da, e greu cu strănuturile și cu... Așa că trebuie să luați medicamente să vă protejați și de scuipat și de, și de strănutat. Ai rămas, Serghei? Cu gândul la flegme. Da, da. Și până la urmă nu mi-ai răspuns cu cine ai schimba locul, în afară de George Carlin. În afară de George Carlin, cred că a schimba... cu... comediant? 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 Cu cine vrei tu? Într-o perioadă bună a vieții lui sau acum? Păi fii foarte specific, fii când vrei tu, cum vrei tu. Ce... Eu aș vrea să fiu Rachel din Friends sau... Dar nu comediant, ai actriță. Sau Vargara. Dar un actor. Băi, dacă, dacă auzi atâtea râsete la replicile tale, ești comediant, adică... Dar noi nici măcar nu sari tale scris. De fapt, da, poți să fii comediant și fără să scrii tot materialul, da. Dar deloc. Nu vreți să dăm nume? Nu, știți ce aș vrea în locul cu ei? Gata, știu! Da. În locul lui Bill Burr. De ce? Că-mi place, are succes, e carismatic. Dar ce are? Mie îmi place de omul ăla. Deci eu îl ador pe Bill. E, e preferatul meu. Mai ales că mai nu avem același nas și îmi pare fără. Exact. Da, avem frumos la fiecare podcast. Da, chiar te rog, ca să nu zic că oameni în comentarii. Da, exact, exact. Bă, da, nu adresați deloc fost elefant din încăpere. Corect, da. Nu mai am. So, deci voi aveți ai... operații, nu știu, habar n-am. De da, rinichi, de apetit. Da, scrieți în comentarii, trimiteți. Da, trimiteți cine... filmele. Vă rugăm dacă cum arată acum. Radiografia, dacă aveți, da. Să vedem dacă operația e mai reușită ca a mea. Să vedem. Da, băi, dar trebuie să menționăm asta, că operația ta încă mai are de vindecat, durează un an de zile până să vindecă. Durează un an de zile și arată dacă bine deja, sunteți da? Curioși cum am făcut acest pas,
Vrei să adresezi treaba? Vrei să că zic. Nici eu nu sunt curioasă, dar o zic. Eram într-o zi în care am făcut deviația de sept. Ce ai făcut deviația de sept? Cum ai făcut-o? Am făcut-o. S-a intrat în nas. Ideea este că eu cu o seară înainte chiar nu aveam, era și Serghei martor, n-aveam nicio treabă. Deci i-a luns operat la 12, 1, ceva genul. Așa, iar eu la 12 noapte beam tequila. La 1 a intrat în operație, la 1 noaptea era în Piatra Neamț după show și bea tequila. Tequila și la 5 la mesaj la medic, pot să beau tequila? Duminică noaptea, cine îți răspunde duminică noaptea? Deci nu mi-ați răspuns, beau? Sau eu eram... Aveai un pic de emoții, că așa, da, așa te-am... Și pentru că aveam emoții că nu trebuie să beau, am băut ca să treacă emoția. Da. Și după ce am băut, mai aveam emoții că nu trebuie să beau. Which makes sense. Și am dormit, după aia am ajuns la acolo, la clinică. Păi eu credeam că o să fie o ședere, o ședință, o să mi-a explicat, adică mi-a explicat înainte, dar eu nu păream bag la cap, că eu nu ascult oamenii. Asta e leacă, context. Anisia, dacă merge să-și pună un dint sau să scoate un dint, îi merge de 10 ori când să o scoată. Așa funcționează ea. E de asta încă nu a luat permisul, nu l-a dat. Ea a fost la ori, da. Dar trebuie să convii să meargă. Eu a mers inconștientă când a mers la operație. Că mai sunt vreo 3-4 moduri. Poți să vină și oprit, te nu poți să vină Serghei? Da, da, ori zice, gata, vă luăm. Unde? Cu liftul sus. Unde? La operație. Hai mă, pe bune. Ia auzi că mai durează niște consultații. Niște consultații, niște stai. Zic că erau doamne, domnișoare venite cu trollerul. Eu nu aveam nimic. Deci da, eu eram de pe drum. Deci eu eram venită de pe drum, da. De la Piatra Neamț. Da. Și Serghei, el mi-a zis, stai să parchez că intru și eu. Nici n-am mai pucat să parchez că m-a luat lift. M-a luat liftul, la revedere. Am ajuns acolo, m-a dezbrăcat. Cine ai te dezbrăcat? Așa, niște doamne. Doamne? Ah. Doamne. Da. Și... m-am dezbrăcat, m-am îmbrăcat și zic că unde mergem? Ce mai în cameră, gata. Am semnat. Da, na, destul de... Da, foarte rapid și da, e mai bine. Păi când m-am văzut pe sala acolo operație, zic, uleu. Și te chiar mă taie. Asta chiar și adică anestezie. Da, general. Ea avea emoții, Anisia. Că eu mă trezesc, că eu buen dormir ceva, că eu mă trezesc. Măi, eu sigur mă trezesc în anestezie. Da, ei sigur. Bag acolo substanță că adorm un cal, dar pe mine sigur nu... Adică nu e adevărat, că nu știu ce. Și... eu chiar eram așa, adică eu vă dau controlul meu vouă, da. Mă, parcă am început să mă smiorc. Mă smiorcăm. Și zice, întrebarea este când plângeai. Urât, dar foarte urât. Deci, să strâmbași nasul? Bă, deci se făcea, știi, cârligul ăla care nu-mi plăcea. Când de aia nu plângeam eu. Deci eu n-am plâns niciodată, nici la emisiune. Când era un moment din ăla emoțional, mama, eu eram... Nu, să nu se vadă, pentru că și acum sunt urâtă când plâng. Pentru un om care pentru un om care se strâmbă atât de mult în toate contextele, ai putea să mai și plângi de când. Crede-mă că sunt foarte urâtă. Eu nu plâng ca o doamnă, o divă. Că am văzut în filme cum erau alea. Așa fața de porțelan și o lacrimă. Jack, I love you, Jack. Eu să... Așa. Cu mușchi la nas, cu un balon de spune. Așa, e urâtă. Și cu fute-și. Adică eu mă exteriorizez și... Deci dacă mâini mor, să știți că Anisia o să fie... Eu am să fiu la mormântarea lui așa. Ca să fiu sigur că nu. Urât. Și atunci am zis să nu se observe. Dar tot am început ca lumea, că nu mă vedea nimeni, adică decât doctorii care oricum am dat un ban și, da, dai seama, trebuie să mă ia cum sunt. Am început să... Dar tu când te strâmbai la acolo și a început să bocești, doctorul spunea, uite, chiar de aici luăm un pic, de aici așa, de... Da. El a văzut foarte bine cum strâmbă nasul. Atunci perfect. S-a văzut forma nasului că îi vai de capul ei, vai morții. Și atunci a venit, era doamna care îmi punea perfuzia, m-a recunoscut și a început și a să plângă. Doctorii, când îți plânge medicul înainte, nu se susține, Manisia, nu știu ce. Asistenta și ea parcă mă mângâia acolo, măi, eu și în momentul ăla, pentru că mi s-a părut că am dau controlul cuiva. Da, și da. E cam greu cu controlul, mie că îmi place să am alt control de litul ăla.
Da. Și atunci medicul mi-a zis să fiți, stai liniștită, că o să adormi în câteva momente. Și am zis că, aoleu, da, parcă m-a luat o leacă și ca și cum iei un shot de tequila. E așa mi-a dat după ceafă, dar nu tare. Și a zis că stai că nu m-a luat așa tare. Zice, stai că acum decolăm. Nu știu dacă a zis el sau fantomele din jurul meu, că eu am crezut că am fantome sau ceva. Am decolat și m-am trezit cu muia împânsată. Da. Bă, deci m-am trezit. Dar am sunat lumea. După aia mi-am dat seama că am fost ca o beț. Tu știi câtă jumătate din contatele. Ai sunat pe toată lumea la rând, da? Știi că bețivații. Dar nu știu pe cine. Păi, pe toți. Când m-am uitat, ce dracu am vorbit eu cu coleg clasa 9 minute. Zic, ce nu dracu cred. Ba da, ba da. Și venea după aia la sunat. Așa și tot, după două ori și tot. L-am sunat pe Răzvan, am vorbit cu el, nu știu ce. Da, i-am dat un număr de telefon, l-am băgat în mânsică, i-am dat numărul de telefon, da. Să-l bag în mânsică, că eu nu vreau să am de-a face. Dar nu știu, nu mai țin minte cu cine. Hai, chiar trebuie să-l întrebăm pe Răzvan. Răzvan, cu cine am vorbit noi? Am nu mai știu, deci nu mai știu că am dat un număr de telefon și așa. Și... Cine este Răzvan, ca să nu se pierdă pe parcurs? Răzvan este cel care ne pune show-ul. Booking-ul, da, da. Și după aia, mă, uitam dracu, că am sunat... Da, m-ai sunat pe mine și, bine, eu mă așteptam sfina. Cât era... am vorbit cu tine, jumătate de oră? 3 minute, era cu tine. Cu mine vorbi cel mai puțin. Da, da. Deci cu restul, după aia, 10 minute, 20. Ce dracu am vorbit? Așa, erai... Eram ca și cum aș fi beată țapă. Când m-a sunat, era super împansată, după aia a doua zi a venit acasă, era... Păi nasol, e super vânăt, super umflată, super nasol. Dar nu, când m-a văzut Serghei, a făcut... Așa nu, n-am făcut asta. Așa a făcut, eu l-am văzut exact. Așa a făcut. Deci prima dată eram pansat și aici, așa a făcut. Și atunci, stai, Serghei, liniștite, suntem Nu, știi când m-am speriat? Nu. Da, știu. M-am speriat. Mi-a dat atela jos. Da, deci că ai niște ateli în nas care să-ți țină nasul trei. După aia au mers să-ți dea pansamentul jos după o săptămână sau ceva genul ăsta. Să mai duci asta, știi? Mă așteptam când o dat pe alea jos să fie perfect. Mamă, și era super umflat la față. Dar spun ce s-a întâmplat, de ce era umflat. Dar tu știai că o să vină altfel, arătând altfel? Ți-a anunțat? Da, mi-a zis. Prealabil? Am avut o discuție, da. Da, ideea este următoarea, că... N-am fost de acolo. Nu, ideea este, stai să zic. Te fut în gură. Nu, stai să... Ideea este următoarea, că... Am și uitat ideea... Ce, unde era? Ce, despre ce vorbim? Așa, deci, haide să vorbim despre pisici. Cum mi se pare? Când ți-ai dat atela jos. Da. Când mi-a dat atela jos, ce tare, eu nu trebuia să mănânc sare. Mi-a zis, numai că eu mi-am luat niște rozete din alea de orez cu sare Himalaya și fără sare Himalaya. Bă, și eu, foamea aia, în pansamentele alea, că eram Tutankhamon, n-am văzut ce am luat, am luat cu sare Himalaya. Bă, și mi-a fost și poftă de o zacuscă și am primit o zacuscă moca. Eu nu vreau să o mănânc, dar am primit o moca și neapărat trebuie să o mănânc. Da. Dacă nu te uiți la mine, o să vadă profilul. Da. Și atunci am pus și am mâncat cu Himalaya jumătate de pachet de... Da, și a venit cu mufa umflată. Și când m-am dus la doctor și mi-a dat, știți cum i-a luat ăla care crește după ce iei prosopul? Așa și la mine a crescut. Ziceai că se bătu cu albinile, da, efectiv. Da. Băi, când am... Deci creștea fața mea uitându-mă în oglindă și... Ce se întâmplă, doctore? De acolo ai și o emisiune. Da. Ce se întâmplă, doctore? Și tot capul meu se umfla. Ăsta făcea ochii din ce în ce mai mari și îi face cu perfuzie, cu ceva cu... Și mi-a făcut o perfuzie și mă duceam în camera de perfuzii, iar capul meu tot se umfla. Simțeam cum îmi zvâcnesc așa... Serghei era pe hol. Din greșeală l-am limerit acolo. Bă, când m-a văzut, atunci... Mașină. Da, atunci am făcut. Și în loc să mă calmez pe mine, că stai liniștit că e doar un fătură. Dar eu când n-am văzut. Nu cred că e o idee bună, nu știu, e cam complicat. Deci când... Și liniștirit, lasă, nu te mai operat. Bă. Și când am văzut-o, după și-a dat bandaj jos cu gândul că bă, lasă că e ok, se desumflă. Când am văzut-o, era super umflată. Și ea fiind umflată în părți, aici, nasul părea tocit, părea ca la boxier, efectiv. Părea da, nas de aici pornea. Da. Deci nasul meu de aici pornea. Arăta, ziceai că efectiv că te nimoroșam. Da. Da. A fost și, mistos. Și s-a sperat după aia, na, ușor s-a dezvoltat. Ideea este că acum mai am trecut aproape o lună și 3 săptămâni.
nasul o să se desumfle, o să-și schimbe forma, în 3 luni o să arate altfel, în 4 altfel, la 6 luni o să mai fie așa, până la un an, la un an o să fie forma finală. Până atunci tot o să fie transformat. Ideea este că eu am primit tot felul de comentarii, gen, de când, care mă enervează, de când ți-ai făcut operația, parcă nu mai ai talent. Dar ce mă, talentul meu stă în nas? Adică până atunci eu eram o hidoșănii, asta eram o cocoșată, asta eram, voi vă uitați la mine și râdeați și din făceați bullying. Voi îmi făceați bullying, de fapt, din nasul meu. Talentul meu stă în nas, ce sunt eu, focă? Ce da, ce să, da, exact. Elefant. Exact, da, nu, da, mă rog, o să tot dezbat adevărul, că știi ce m-a oftică pe mine cel mai tare? Că s-o scrie, să scrie super mult despre asta și noi de când facem asta, mai ales Anisea, bă, tot timpul a fost despre comedii, nu a fost despre mini sau ceva, am făcut super puțini filmulețe despre noi, a fost doar despre comedii. Și cumva se scrie atât de mult încât trebuie să-i explici căcaturi pe care, uite că nu e așa cum o zis ăla sau cum o zis aia, și tot despre asta faci conținutul. Și când vrei să treci mai departe pistea asta, postezi un cântec, o glumă, ceva, și comentarii iară, dar te-ai operat la toată timpul? Dar treci și pistea asta, gata, m-am operat, am zis că m-am operat, mai departe. Da. E obositoare faza asta. Mi se pare că românii, în general, vor schimbări, dar nu sunt pregătiți pentru ele. Și dacă da, vii cu o operație estetică, sunt revoltați. Ei da, care te văd de două ori în viață. Exact, fizic, exact. Și oricum, mai, tu, până deci ea până acum... Până acum nu te urmăream, de acum nu te mai urmăresc. Da. Da. Deci ea tot timpul primește chestia asta. La fiecare spectacol până acum era every fucking show. De fiecare dată, la fiecare show era asta. Ești mult mai slab în realitate, ești mai frumos în realitate. Păi de acum am mâncat așa. Wow, dar ești tot la fel, primești. O să primești și cât te-ai operat, ți-ai pus ochi mai mari, ți-ai pus buzi. Dar de fapt eu arătam altfel, știi? Nu, mă rog, faptul că ți-ai făcut nasul mai mic, îți buzi mai mari, se văd mai bine pomeții. Da, da. Dar o să primești faza de astea că, a, dar ți-ai făcut și pomeții, da, ți-ai făcut și buzile, dar ți-ai mărit și ochii. Dar nu, astea sunt ale mele. Bun, să trecem, gata, am rubric cu operație. Oamenii se simt cumva înșelați când văd că ai intervenit la fața ta și atunci când te înșeală prima oară partenerul tău, te întreb, bă, dar a fost o singură dată și continuă să adauge, să pluseze mintea lor. De asta probabil e și nesiguranța asta. Sper că e doar operația asta și nu o să mai fie și a doua oară, că așa am zice. Da, și așa se aruncă. Sper, da, sper să nu fie și a doua oară. Dar știi, fii atent faza. For real. Deci, știi ce m-am gândit? Că sunt unii oameni care zic asta, bă, na, nu știu dacă trebuia să te operez, că nu știu, cum, îmi plăcea oricum ești din el. It's fair. Dar sunt unii oameni care zic, nu mai place cât te-ai operat, pentru că dacă te-ai operat, automat te pun în aceeași oală cu niște pițipoagi sau cu asta. Sau cazan, că e mai mare, da. Așa, în același cazan cu pițipoagile. Acum, mie mi-aduce aminte genul ăsta de gândire din mini, în liceu. În liceu, erau ăștia în liceu care mi se păreau mai cocalari, mai prostalani. Și care purtau toți haine ăsta, încălțări Nike. Da. Așa se purta pe atunci. Încălțări care sunt buni, sunt confortabili, eu sunt pe confortabilitate. Bă, dar pentru că toți purtau hainele alea, da, bă, uram din suflet încălțările Nike și spuneam că sunt căcat. Eu purtam niște de mult mai de-a de puțeau mai urât toate alea, dar doar să nu port Nike pentru că li poartă și cocalaria aia. Mi se pare că e exact același tip de gândire. Eu excludeam o pereche din călțări bune, doar ca să nu fiu pus în aceeași oală cu ăștia. Da, exact. Toate că n-am nicio legătură, știi? Adică, exact, vezi, adică, și te-ai maturizat acum. Da, ce vreau să zic e că pe tine nu te deranjează faptul că aia s-a operat, pe tine te deranjează că aia e proastă dacă e cum e. Da. Nu, acolo e problema, nu că are operații sau în fin. Anyway, am dezbătut destul despre operații, deci în locul lui Bill Burr ai vrea să fii? Da. Uite, la o întrebare, uite că te-am aberat jumătate de oră. Aș vrea să fiu în locul lui Bill Burr. Dar n-ai vrea să fii în locul lui Whitney Cummings? Sau... Nu, mă refer la o femeie care... Whitney Cummings? Păi știi care-i faza? Că eu n-aș da 100.000 de euro pe o păpușă. Păi dacă ai banii aia. Păi nu, eu cred că a dat toți banii ei pe o păpușă. Ce? Nu cunosc. Whitney Cummings a făcut pentru un special. Ok. Și a făcut o păpușă. Robot. Un rob, da, era robot cred că... de 100.000 de euro. Bă, era identic cu ea, era făcut la comandă, era pentru special, era o chestie de asta. Eu nu știu dacă aș da eu 100.000 de euro pentru o păpușă, nu-s destul de păpușă, exact. Dacă vrei, dai mie o perucă. Ia, dacă faci schimb cu ea după tu o să fii în loc cu ei, dar să iei o păpușă cu ea.
da, fix. Și gândește că banii sunt deja dați pe păpușa aia. Nu mai dai tu odată, da. Dar dai seama ce producție au ei la un special dacă tu dai pe recuzita unui special 100.000 de euro. Băi, Serghei, de ce ți se pare atât de departe de noi? Și noi, uite, podcastul ăsta... Da, avem 3 milioane, milioane și ei am promutați. Da, da, da. Ce... Băi, s-aude corect, oameni dragi, s-aude bine, sunt microfoane foarte ieftine. Ce vreau eu să... Da, pentru... Pentru data viitoare, vrem să vă citim comenturile și să le comentăm împreună. Hai că vorbim la final, la asta, un Q&A sau un ceva, Q&A, dacă vreți. Un Q&A și vreau să îmi răspunde, eu cred că ar trebui de pe acum. Okay. Ce întrebare să punem la oameni? Păi nu, dacă aveți voi întrebări despre noi... Întrebări despre noi și spuneți-ne care a fost cea mai oribilă experiență și da, penibilă. Nu vrei să aibă legături la școală. Nu vrei să aibă legături cu ce am discutat noi până acum? Adică să nu fii random așa. Tu ai avut o experiență penibilă la școală? Hai să vorbim despre asta în primul rând și după aia. Da, corect. Păi, eu o experiență la grădiniță am avut, că am călcat în căcat. Mamă, și-o crezut că m-am călcat pe mine. Vreau și eu... What? Oh, okay. Și eu fiind atât de timid, eu n-am fost în stare, zic, de pe pantof, nu m-am căcat pe mine. Și toți au crezut că m-am căcat pe mine și doamna învățătoare m-a trimis acasă să mă schimb. Și tu nu ai putut să zici? Da, eu, pentru că toți ziceau, ha, te-ai căcat pe tine, eu n-am zis, dar nu m-am căcat pe mine, uite-i talpa. Doamne! Da. Și eu cu bun simț. Și adică tu ai preferat să tași drecul în banca ta și să nu zici... În ce clasă? În grădiniță. În grădiniță. Da, mă știu că cam des pe mine și atunci, dar atunci specific nu m-am căcat. Te-ai mai căcat în general, dar da, oamenii n-au dat. Și într-a 8-a și într-a 12-a. Da, trecut, dar, da. Și, dar atunci puțea mai tare ca niciodată. Cred că tu ai călcat în căcat tot de alaltă. Și am mai făcut o fază când eram mic. Da, da. Ce? Știi, m-am pișat pe mine în biserică. Vai, Doamne, ai vrut să n-aveau împărtășanie. N-aveau împărtășanie. A fost intenționat. A fost un manifest. Auzi, am protestat. Tu ai vrut să întui împărtășania, știi? Noi suntem catolici, eu sunt catolic. Și la noi, la catoliști, știu că mi-a rămas în chestia asta, că a zis, dacă nu, la un moment dat preotul, că dacă nu stai până la finalul Sfântei Liturghii sau Slujbei, nu se pune că ai fost la biserică. Bă, băiatule, și era pe final de slujbă și mă pișam pe mine și tremuram tot și ăsta tot prelungea slujba, nu știu că catul mai vorbea acolo și dacă eram în mintea mea, dacă ies, e păcat că n-am stat până la finalul slujbei. Și m-am pișat pe mine. Oh my god! Da, și aveam, deci eu veneam cu toate babile acasă de la biserică, s-o pișat pe crac și... Dar s-o pus cam fost la slujbă până la capăt și cred că prind raiul pentru pișatul ăla pe mine. Măi, tu ai fost... Tu sigur nu ai... Tu sigur nu ai confundat tabăra de yoghin cu biserica? Numai... Adică numai ei folosesc pișatul ăla. Dar eu nu-l... Da, bă, dar noi ăștia-l beau. Eu doar l-am expus. Păi da, da, l-ai împrășteat pe all over you. Stai puțin, Anise, ai spus tabăra de... Yoghin. Ah, yoghin, ok. De bivolari. Tu nu știi? Ba da, bivolari știu pe... Știi, adică tu ai trăit momentul când se bea pișat ca pișat? Am fost acum 20 de ani. Se dădea pișatul ca pișat. Am avut o iubită care a avut părinți yoghin, amândoi. Bine, dar stai puțin, că este altceva. Este altceva dacă... Nu știu, doar am bănuit că m-am sărutat cu el la un moment dat și am simțit... Genetic că ceva... Ceva bâșbe pe la penis. Bă, asta e o piatră la rinic? Pișatul meu știu ce gust are. E plomba, e plomba mea sau piatra ta la rinic, de la rinic? Excelent. Ce, ai pus ceva nisip în cola asta? Sau? Excelent. E proteză, da? Da, da, da. Da, ideea este că și eu am avut... Da, mai dai și mie o leacă de țui câteva. Da, stai că-ți dau eu. E la mine. Așa. Vreau să vă spun că ce mi s-a întâmplat mie odată. Vreți să vorbim un pic de țuica asta? Da, deci am fost la un podcast foarte de curând. Podcastul se numește Nefiltrat, îl găsiți pe YouTube până postăm noi asta, sigur să apară. Și era un podcast despre bere. Dar Anisia fiind obeții vânătorii, eu zis foarte bună bere, eu vreau țuică. Și oamenii ne-au dat țuică și am luat și acasă. Și ce părere aveți de țuică? Este bună? Cum genială. Genială. Poți să arăți un pic la cameră, Serghei? Da, poate găsim un sponsor pentru podcast. Pater. Poți să o înclin mai aproape de cameră, să vadă un pic eticheta? E foarte bună. Băi, deci... E pălinca de prune. Asta o să vii thumbnail.
E palinca de prune. Nu știu, eu sunt băutor de alcool. Are 50 de grade, n-are... Ah, e light așa, e de primăvară. N-are, dar e mișto, e mișto tare. Palinca de prune și e foarte bună. Bun. Dar vreau să vă mai spun o chestie. Apropo de pișaci, așa. Zi. Eu, când eram mică, și mai ales în clasele 1-4, eu nu puteam să fac la baie. Nu mă opream în a face... De ce? Pentru că odată am căzut în WC cu curul și mi-a rămas... Să ai genoflexiunii, măi, că te-a tot timpul. Nu aveam mușchi dezvoltați. Când stăteam ca astronaut, am căzut și Anisia, am căzut de la... Tot timpul, o stat bine pe cur, eu am fundul mare și atunci eu trăgeam în spate. Da, și am înfundat WC-ul ăla. Asta e un pic, era WC-ul turcesc? Nu, era din ăla. Ai căzut? Da. Și nu era cel mai curat clean, că se spăla odată la două zile, adică să nu vă închipuiți că era... Odată la două zile e mult. E foarte bine. E foarte... Da. E, mirosea și a dezinfectat și a pișat. Era la Casa Albă sau ceva. Dacă la Baia Albă. Era central acolo, nu și na. Ideea este că eu nu... De când căzusem acolo și după asta este că m-am înfundat și nu puteam să mă ridic, strigam ajutor. Eu pusesem în timpul orei, că eram șmecheră, că mă duceam la baie, știi? Și nu puteam să scăp de acolo, mă simțeam răpită, am început să țip, nu venea nimeni, mi-era frig, mi-era rău. Până la urmă am ieșit, aveam o lingură din aia de încălțător. Ieșit de acolo. Și în fiecare episod auzim plici de muște, lingură de încălțător. Lingura de încălțător e o chestie nouă asta. Da. Sergei, ai vreo parte a corpului care seamănă cu o lingură, slash un încălțător să ne... Deci mâna așa când îi plici de muște și mâna așa când e polonic sau ceva. Polonic. Așa, și am ieșit de acolo. Stai, un pic de recapitulare. Deci, ai căzut cu curul în WC-ul? Am căzut cu curul în WC-ul și am rămas și blocată. Te era frică să mergi la baie? De atunci am prins frică de WC-ul. De-aia mă pișam tot timpul la uliță. Care au frică de câini, de pisici, da. De șerit. Mamă, când vă WC-ul ăla, că se uită așa la mine, s-a terminat. Tot timpul pare că e... Vine să mă cac în gura lui, știi? Să mă cac în el. Dar nu, de zi... Mie de asta și pentru că am căzut în WC-ul și crede-mă că a fost un moment, bă, nu puteam să ies de acolo și strigam ajutor, nimic. Bun, după aia am fost mai rar, am rărit-o cu WC-ul. Nu mai mă țineam la mine, și la un moment dat. Dar era vorba de WC-ul public sau WC-ul de acasă? WC-ul de la școală. Ah, ok. Deci era și folosit. Și m-am ținut pe mine, m-am ținut ca lumea și la un moment dat băuse multă apă. Era o zi din aia cu foame mare și când aveam foame mare, băgam apă. Că aveam țâșnitoarea aia, era moca. Și când ne-a pus doamna învățătoare câte doi, și avea ea ceva să treacă clasa A, ca după aia clasa B, să treacă și ea și după aia clasa C, în ordine alfabetică. În ordine alfabetică și noi, băi frate, a trecut tau, nu mai puteam, deci mă făceam bine. A trecut B-ul, muream, deci eram eu cu colega mea, bă, și când a strigat C, m-am zis, mamă, ce eliberare, m-am pișat pe mine. Când am auzit ce, ce călduț am simțit aici pe craci frumos, wow, deci o eliberare, s-a făcut băltoacă, dacă și eu vaca am băut ca vaca. Bă, și-a făcut o băltoacă mare, cât a cuprins 4 de câte 2. 8 oameni, era un fel de mini-lac. Și atunci când am văzut că așa, și eu, șmecher, am început să dau în spate, știi? Că mai spate. Ei, da, cu piciorul. Da, să dau în spate ca să... Ca văcuța. Da. Am dat în spate pișatul și eu m-am dus puțin mai în față și eram așa. Și odată vine învățătoare... Ce s-a întâmplat, mă, așa, copii? De ce miroase urină? Când încolo era copii din spate. Băi, ne simțim, și la palme. Dar voi, bă, pișați pe voi. Pș, 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 eram. Și m-am pișat. Deci te-ai pișat pe tine pe ei. Dar asta era un pic, spate. Tu aveai și rochii sau pantaloni? Pantaloni. Dar aveam și pantaloni, dar și deasupra roche. A, și nu se vedea, că e pipi. Nu se vedea, că acoperea uniforma națională.
ce. Înțelegi, în pătrățele, asta, da. Eu nu puteam să joc, să mă piși pe pantaloni și rochia să fii în jur. Trebuia să fiu scoțian și da, nu prea se poartă asta. Bă, gamea, și uite, asta îmi pare rău. Aș fi scăpat și eu fără. Știu că la un moment dat când veneam acasă la biserică pe 7 mini, erau niște băbuți care ziceau: măi, băieti, măi, atâi pe 7 mini, tot tipa de aici, că eu ajung în rai. Dar nu mai contează. Asta e. Bun, deci... Apropo de biserică și așa... Zi, zi. Aveai ceva să... Nu, vreau eu să ascult ceva, dar... Spun, întreabă și după aia vă... Nu, zi, zi, zi. Apropo de biserică și de babe... Ți-e de renunțat, da, ca dar continui eu. Apropo de biserică și de babe, eu am avut un episod în biserică în care... Episod de podcast. Băi, eu n-am râs în viața mea mai tare decât în biserică. Ok. Mie când îmi interzici un lucru, eu ala-l fac. Dar râs în biserică e cel mai savuros. Pentru că nu trebuie să-l dai și acolo ești... E cel mai rău râs în biserică. Voi ați fost la biserică vreodată? Eu am fost foarte mult la biserică. Tu? Nu pare, dar mai trec. Mai treci acum? N-am mai trecut de, cred că, 5 ani, neintenționat, dar, dar mai trec. Nu stau mult, sunt cu altă treabă, livrez mâncarea și am plecat, dar... nici nu mănâncă mult, e pâine uscată, e vină, bine, simplu, n-au e treabă. E ceva acolo... E nașpa că mă pus tu cu crutenelua pe sumasă, e o pozită rău. Crutoane sfințite, lovește mai timpul globul din ghiul, asta e. Asta e, deci de 5 ani mi-ai fost dat mai treci? N-am mai fost absolut deloc, pentru că cam de 4 ani m-am mutat de acasă, okay, de la EMI, okay, și n-am okay, mai okay fost context în care să ajung acolo. Da, am înțeles. La nunți m-am dus direct la petrecere, chestii de asta. Da, păi dacă Și dacă te mai se pune și cu dacă te-ai dus la o nuntă și ai fost în biserică, deci. Da, nu, aia zic că n-am fost decât la partea de restaurant, da. Am înțeles. Păi acolo dai bani, că dacă dau la biserică, la cine mă mai duc la. Dar eu am râs foarte tare la un moment dat. Atât de tare încât a început toată lumea din jur să râdă. Așa, deci că s-a beșit cineva sau a făcut ceva autist. Băi, s-a întâmplat de la post, de la fasole, de la Doamne ajută. Ce am zis? Să se facă mătănii, știi, și când se fac mătănile, se strânge burta că te duci în jos. Bă, și deodată a pârâit la unul din față, știi cum pârâie harbujeia copt? Bă, spate. Și mi s-a dus și părul pe spate, așa, nu știu cum. De atunci are niște gene pe spate. Da. Deci mi-a făcut laminare gene, efectiv mi-a făcut laminare. Bă, și când a făcut un vânt din ăla, mă, am început să... Aici o să pun, scuze, o secundă, poza aia cu tine de la sărit de pe fix cu părul. Da. Asta chiar te rog să pui că... și atunci în momentul... Ai început să râzi. Ăla, am început să râd din toată. Te-ai luat beșina în față și ai început să râzi? Doamne, dar n-am avut cum, că de la gazul ăla nu știu ce avea. Era gazul, era Ian de la... Da, care îți provoacă și râsul, nu știu ce dracu, sau gaz din ăla de râs. O fi luat, mă, ăla, o fi mâncat heliu. Da, de acolo... De la post, de la rugăciune. Bă, și în momentul ăla a venit popa, a venit și pe acolo, venea, dădea cu tămâie, că s-a simțit că acolo a fost duh rău pe acolo prin jur. Duh neală, nu duh. Și așa, și ce a fost foarte tare este că o doamnă care a dat-o a fost o babă. Bineînțeles. Era o doamnă cu rugăciune și cu post și cu fasole și a venit la mine și mi-a zis, eu care râdeam, o distare cât s-audă și ceilalți, nu? Da, dă vina pe mine, că eu sunt bătrân. Și nu mi-e rușine sau ceva. Și nu mi-e rușine. Excelent. Veteran de război a încasat acest glonț pentru... Da. Foarte frumos. Da, i-au fost. Și-o zis-o cu voce tare, dă vina pe mine, că mi-e nu-mi rușine. Dă vina pe mine, adică mărlăneală. Da, dă-mi și mie locul ăla în autobus. Eu m-am făcut pe mine să fiu vinovat. Da, eu o chestie similară cu asta în biserică, eram la biserică și de obicei în joia mare era super plin acolo. Este un moment în liturghiile astea catolice în care să oprești toată lumea, să îngenunchează și stă câteva secunde, nu știu ce. Bă, și fix în pauza aia când liniște totală se aud gliu, 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 mațele cuiva. Și era deja amuzantă situația și eram tot, și ne abțineam și aveam un prieten ăsta de lângă mine. Nu eram eu la care așa, dar era cineva din față. Ne-am cam dat seama cine e de acolo din față. Și ăsta, ca să facă și mai dubioasă situația, vine la urechile mele, la urechea mea și zice foarte tare: oi, dar ți-ai post?
care eu făcut stomacul așa, era chel și era în genunchi, noi eram în picioare. Băi, s-a roșit chelia când... I s-a prins un beculeț. Bec smart a fost, săracul. Da. Cele mai amuzante de râs în biserică, da. Well, drăguț, Teo, tu dacă ai putea să te să-ți schimbi viața cu un comediant, oricare are, trăiești din asta. Florentin Păunese, Eduard Moise, care au în momentul ăsta open mic-ul de la The Full, eu în fiecare show. Eu te promovez open mic-uri în fiecare podcast, okay, pentru că okay. Sunt comedian la început și vreau să susțin comedianții la început. Care sunt mulți în practic, te susții pe tine. Da, printre altele, în episodul ăsta nu neapărat eu, dar Doamne ajută, poate în 5 ani ajung și eu să fie MC la Full, la open mic. Sau cine știe, chiar și sunetist. Da. Prea mult, prea mult. Doamne ajută, deci salariul minim pe conopii, să tot sperie să pot. Salariul minim pe conopii, da, am înțeles eu. Da, nu, m-am bâlbit eu. Aș spune Dave Vatel, pentru că mi-ar plăcea să se aștepte oamenii de la mine constant să spun o chestie ofensiv și să înțeleagă că sunt comedian și să nu mai trebuiască să explic. Asta... Da, vorbim de ceva nișat. Metrife. Nu mi-ar place. Mie mi-ar plăcea să schimb pe Metrife, sunt foarte pasionat în perioada asta de crowdwork asta una și încerc să slăbesc și cumva el deja bine acolo. Da, mi se pare că el are problema asta cu frumusețea, e nasol pentru tine ca comediant. El are un fanbase 85% femei, ceea ce nu cred că e ok. Nu cred, pana mea. Și la noi vin multe femei oricum la show. El are o glumă în seața în primul special în care adresează faptul că el n-a fost frumos mult. This shit happened to me two years ago. Exact. Și m-am chinuit să dezvolt o personalitate ca exact, să arăt și acum arăt bine și acum oamenii se deranjează că sunt arăt și bine și sunt și amuzant și se gândesc trebuie să fie ceva cu mine, fut copii sau ceva, adică e... Și mi se pare, e o glumă foarte drăguță, dar it goes under the radar prin simplu fapt că oamenii se uită doar la reel-uri și la TikTok-uri cu el, cu crowd-uri. Păi da, să știi că eu am văzut niște bucăți de crowdwork care mi-au plăcut la el. Am văzut și unele care nu mi-au plăcut. Că nici n-ai cum să o dai tot timpul bine, da, e clar. Da. Dar eu n-am răbdare să mă uit la stand-up la el. Din cauza faptului că... Nu e bun la stand-up. Nu, din cauza faptului că m-am obișnuit cu crowdwork. Cu crowdwork, exact. Și de asta, adică eu mai vreau să mai pun bucăți de crowdwork pe net, dar mi se pare că e o chestie de care trebuie să ai grijă mereu. Trebuie să ai tot timpul, bă, ai grijă unde te duci cu crowdwork, că s-ar putea să fii oameni doar pentru asta. Și cel mai de-am pulea, gândește la cultura noastră românească, să fii faimos pentru crowdwork în România, înseamnă că nu o să mai poți face stand-up-ul cum trebuie la show-uri, că tot timpul să îți intervin oameni de-am pulea. Serios? Ce zici? Gândește-te că din când în când ai unul beat care are el o părere și vrea să zică glume. Imaginează când ești cunoscut doar pentru crowdwork. Nu mai are nici pulea răbdare. Adică tot timpul, hai, ia-te din mine, zic că am chestii, zic că nu știu ce. Știi? Ok, Metrife. Bine. Băi, uite, fii atent. Apropo de chestia asta cu să arăți bine, îi mai... da, că... Nu știu ce zici. Nu, ziceai tu că... E o problemă dacă arăți bine? Arăți bine, da. Și da, eu cred că e o problemă. Mi se pare, uite, de exemplu, la mea... Că arăt eu bine, nu, stai, când m-am operat. Nu mai, stai eu de acolo. Înainte mi-arătam decolteul, știi, și acum încerc să nu mi-arăt decolteul. Am observat o diferență, dar mă simt și eu mai, nu știu cum, mai... Păi nu, dar ideea este utilă. Lumea se uită mai mult la țâni. Păi, de exemplu, Joe Rogan, el tot timpul a avut mușchi, el tot timpul a fost super sportiv. Da. Pe scenă tot timpul are haine largi și arată ca îmbrăcat. Pentru că adevărul e când vezi că se umflă mușchiul, când așa parcă te uiți la mâna lui mai mult decât. Eu cred că se poate. Eu cred că poți să faci stand-up și arătând bine și să fii țiplă, dar trebuie să te legi puțin de asta. Trebuie să te legi puțin de asta și nu neapărat să te legi. Să te legi de faptul că arăți bine sau nu știu ceva. Eu știi, să o dai, adică să te duci în cealaltă zonă în care tu ești penibil. Și lumea nu se așteaptă. Păi da, nu mai ești sexy pe scenă. Adică păi tocmai, să cumva dezamorsezi bomba sexy. Dar tu tot timpul trebuie, cum să zic, tu ca femeie, sau bine, e la fel de fapt. Păi exact, mai mult la femei. Mai mult la femei. Mai mult la femei. De exemplu, eu am văzut...
la un podcast după 10 ani de când știu pe Whitney Cummings, bă, dar asta arată super bine. Da, pentru că ea tot timpul vorbea serios, și tot timpul ea își face mișto de ea. Iar dacă tu te pui niște situații penibile... The point being că eu văd că tot timpul las stand-up și spun glumii, n-am văzut niciodată amuzantă. N-am văzut niciodată frumoasă, am văzut amuzantă. Că nu pot, mi se pare că nu poți fi și amuzant și frumos în același timp. Mi se pare că e foarte greu. Nu știu cum să spui tu că ești perfect și la așa. Nu, ceva în creier, tu tot timpul trebuie să fii de average Joe ăla, de relatable cu restul lumii. Nu, eu consider că dacă tu arăți foarte bine, cu atât mai mult trebuie să, te ironizezi și să zici că ești penibil, prost sau să-ți găsești alte chestii. Măi, cum să zic, dar când spui că eu sunt prost și povestești o întâmplare în care ai fost prost, da, tu nu mai ai energia aia de om sexy. Tu ai o energie de goofy, de om prostuț, de altceva. Așa. Sexy, imaginează-ți cine, Mădălina Ghenea, imaginează-ți cum are aia, starea aia. Tu nu poți fi cu starea aia și să fii amuzant. A, te referi la stări. La energie, la ce transmiți. Da. La eu mă refer doar la trup, că vai de bine, vezi, trup, Doamne, că dacă arăți foarte bine, foarte bine. Nu, vorbim... Tocmai că dacă vii cu o voce din aia stridentă și total care să... Eu vorbesc din moment, nu vorbesc de... Ce dracu, atunci vreau să fac comedii, neapărat trebuie să nu fac sport și să nu arăt... Păi, nu are nicio legătură. Nu. Da. Adică, ideea este că dacă arăți bine, poate faci stand-up dacă arăți extraordinar. Da, uite, de exemplu, la mine, chiar poți să faci stand-up, arătă foarte bine. Băi, deci, Serghei chiar arată, nu că e al meu, dar arată, eu așa zic. Arat bine la oameni, uite, arăt cu de ești tu și tu și tu și tu. Cum a fost la... Mie mi se pare că în timp toți comedianții mari, când dau de un anumit succes, ajung să-și permită să se îngrijească mai mult și să fie mai prezentabili. Adică... Da, abordările lor pe scenă sunt aceleași. Adică nu se schimbă, mamă ce bine o duc. Dacă ai făcut asta, te-ai făcut de tot. Mie mi se pare, și asta cred că poate să urmărească toată lumea care e pasionată de stand-up, mi se pare că Teovio Cosel arată fiecare mai bine ca oricând. Micuțul. Și Micuțul la fel. Micuțul la umor, cum avea părul și... Da. Nelu Cortea a slăbit recent. Bordea are grijă... Bordea tot timpul a avut. Bine, a fost așa mai rockstar. Dar să știți că de obicei, dacă ești moldovean, să știți că moldovenii sunt frumoși oricum. Mie așa mi se pare. Moldovenii sunt frumoși oricum. Nu știu de ce. Cine surâți? Nu știu. Ești tu moldovean că și-ți plac ție moldovenii. Bine și moldoveni, dar și moldovenii. Mi se pare că mai frumoși ca restul. Nu știu de ce. Ca restul românilor? Da. Nu, mie așa mi se pare. Nu știu de ce. Nu cred, nu are nimic. Posibil să-mi iau o grămadă de hate. Șardele ni sunt. Dar nu mi se pare că... Mai ales dacă, Ploiești. Mai ales dacă vin cu o decapotabilă, cum să... Cei mai frumoși, nu? Cei mai frumoși, da. Măi, se vede ok aici asta? Da. Dar nu știu, depinde de fiecare, da. Dar nu vi se pare că în sine să activezi mult în domeniul stand-up și orice pe scenă, nu vi se pare că e un exercițiu constant de carismă? Adică nu doar felul în care arăți, dar și felul în care te porți, felul în care vorbești, felul în care te prezinți, felul mi se pare că carisma mea poate să fie într-un mod neatractiv, știi? O să găsești într-o carieră de 30 de ani de comedie sau de orice, tu făcând, fiind chitaristul ăla mai libidinos, da. Tot o să găsești câteva femei care să vrea să te ce bine arată, o să fie o chestie, poți să fii carismatic și poți fi doar pe scenă carismatic. Eu în momentul ăsta nu știu un comediant mare din zona midler, headliner, care să fi început arătând mai bine și acum să arate mai rău ca înainte. Adică mi se pare că... Nonic arăta o leac mai bine înainte. Se pare ție? Nonic e și bătrân, adică da. Nu, adică încă... Adică deja îi dai greu, îi dai greu. Da. Nu, dar bine, el încă merge la sală. Eu bine și înainte. Tu? Când am început, da. Nu, da, tu ai avut tot timpul cam aceeași răutate, cam aceeași... Nu zic, mai, ți pare că arătai mai bine înainte? Nu. Nu. Exact. Asta zice și el. That's da, pentru m-am operat, mi-am dat nas. Nu e vorba de operații din nas. Acum, na, evident, nu poți să spui altceva, pentru că... Stai seama. Sau te rog, spune altceva, vrem comentarii la acest videoclip. Da, consider că înainte era mai tânără la ani, dar acum sunt mai tânără la chip. Și cu această față o să oprim podcastul. Da.
Wow, wow, am simțit nasul. Da, păi, dar nu trebuie să fac gesturi din astea. Trimiteți pe adresa redacției videoclipuri cu voi, imitând-o pe Anisia, făcând... Da, da, e adevărat asta cu... Pentru că de obicei, mai ales cu așa comedian, tu n-ai încredere când te apuci. Că tu ești un tip amuzant și atât. Și dacă ajungi să ai succes, poți să ajungi să fii vedet în adevăratul sens al cuvântului, știi? Să fii cunoscut. Și atunci tu, dintr-un tip grăsut și amuzant, care ai zis niște glumic așa, că așa și povestești cum ai tras o beșină în lift sau ceva, ajungi să fii un om cunoscut. Și deja vorbim de, bă, stai un pic, e o imagine pe care totuși trebuie să o mențin. Vreau eu să vă întreb, voi în adolescență sau în perioada asta, Serghei, să vedem. În adolescență sau în sau perioada asta? Aceasta. Nu se știe, eu că... întreb. Hey. Sau de bine. E bine, nu? Da, da. Ce, nu crash-uri, ce situații penibile ați avut la date-uri? Eu mi-am amintesc o fază. În perioada asta? Da. Tot am trecut-o fost. Nu eram eu? Nu. Ah. Săptămâna trecută nu era ea. Trecută nu era ea. Bine că am lămurit asta. Da, da. Te rog, continuă. Mă dau seama. Acum... Da, da, eram la mama, da. Te rog, fă-te în continuare. Așa zi. Serghei, camera pe tine, te ascultăm. Nu, mai eram, nu știu, printre a 10-a, 11-a, și am ieșit la un fel de date cu o fată, dar nu a fost date, a fost o chestie super cringe, așa, care... Doamne. Deci ih, era bărbat? Nu, 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 a fost de ea, a fost de mine, cât de penibil m-am erai comportat tu. Eu. Na. Dar de ce? Că aveam emoții așa și nu știam ce să fac. Și erai ca prima dată la... Da, ceva, eram... Stand-up și... Oh, mai rău. Mai rău. Și gen, ideea este că nu știu ce am făcut... Am mers, ne plimbăm și eu tot vreau să... Hai să ne așezăm undeva, să bem un suc sau ceva. Și ea, nu. Nu era de putut. În fine. Pleca și o săptămână de acasă și tu nici măcar... Halal. Și... Nu mai, nu, mai... Anisia, nu cred că îi mai cer bani pe episodul ăsta cu o duce, deja rău, adică... Îmi bag picioarele. Da, și eu tot în curs să moară mama. Dă timpul ăla. Domai, deci am vrut să... tot mergeam prin oraș și tot vreau să zic, hai să ne oprim aici să bem un suc. Și ea, nu, da, aici, da, aici. Și nu prea... Era probabil super cringe. Femeia vrea un vin. Era zi, era... Nu, cred că era cazul ăsta. E din era, Moldova, ce ai? Era cringe oricum. Și la un moment dat am ajuns într-un magazin și mi-am cumpărat un ceas, că nu știu cum am ajuns în magazinul ăla și mi-am luat rușinii să nu cumpăr nimic, vă jur. Și am luat un ceas de rușini, mi-am luat eu un ceas și așa... Și aveai bani la tine? Stai, vezi, asta e penibilul. Aveam niște bani la mine și mi-am luat un ceas și după aia trec și plecăm de acolo și da, e foarte frumos ceasul. Eu n-am înțeles nici până acum ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și ajungem la unul de ăsta care vindea ursuleți de Valentine's Day ceva și am să-i cumpăr un ursuleț și n-am mai avut bani de ursuleț. Și m-am făcut super de râs, așa că... Era și super scump ursuletul de lămpula mea, că era absurd de scump. 10 lei. Era 30 de lei când un ursuleț de la colo 3 lei sau ceva. Și eu n-am mai avut bani de ursuleț. Și m-a dat așa la ala, zic, nu mai am bani. Ok. Și am plecat amândoi de acolo super penibil. Doamne, așa, dar... și asta a fost despărțirea voastră. Da, nu cred, nu mai știu. A, ba nu, stai, 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 stai. Și la final vine gagiusul, iar mi-o zgar gagiusul. Nu cred! Da, da, și da. Și mă speră da. Că dacă o să spui stai Anisia, tu erai. La final, mai bine. La final a venit gagiusul, jur. Deci, vine... Cursulețul cumpărat? Da, mă, îți jur. Dar eu nu știu, eu n-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ea nu a vrut să-i zică lui gagiusul că se întâlnește cu un tip. Eu n-am știut că are gagiu. Și după aia eu am mers cu prietenul meu să-și cumpere un ceas. Și eu zic, da, am luat un ceas. O fost... Toate nivelurile de penibil acolo wow. Sunt mori. Deci a fost, deci cum zic, mergeam pe lângă ea pe stradă, deodată ea se oprește, că venea un tip așa și sărută. Și eu m-am blocat, eram... Ce dracu mi-a luat ăsta, ăsta înaintea mea? Eu m-am chinuit să iau ursuleță. Da, și ăsta o șu**i de acum. O fost atât de brut, așa, și ăsta era, dar tu... Și nu mai știam ce se întâmplă și... De așa a venit... gagiusul. Nu, stai, știi care a fost ironia maximă? Că nici el nu i-a cumpărat nimic de 8 martie sau ceva.
mi-a povestit mie cum a uitat banii acasă pe birou sau ceva. Sigur a uitat banii pe birou, nu știu, da? Nu știu. Mm-hmm. Cert este că n-au primit nici la mine nimic, dar până la urmă bine că n-au primit, că am așteptat. Bă. Adică măcar putea să-mi zic, bani, prieten. Bă, femeia bună economist și o luat doi și știi. Din doi se iasă un cadou, dar vezi că nu ești, trebuie să-ți iei al treilea. Cu siguranță probabilitatea ca să-ți iasă un cadou e mai mare. Da. Să vedem cine se pe calificări ca noul meu iubit, cine câștigătorul de anul trecut și... Da, da, fix, fix. A fost, a fost super penibil. Anisia, tu ai povești de-astea? Cred că în următorul podcast, că... E prea... No, da, dacă asta e subiectul, na, asta e... Păi am avut, la un moment dat, la mine în clasă, mi-a adus ăla care era cel mai urât, cel mai care putea cel mai tare. Săracu. Mi-a adus un borcan de gem. Vai. Și o ceapă, că mă plăcea. Da, mă, da, săracul, dacă t-avea. Îmi vede un borcan în ochi. Da, mă, da. Și toată lumea, a, te place? Wow. Da, pentru că erați... Să nu urmărească podcastul. Pentru că erați copchii și astea, da. Da. Și e... Există, mă, o stigmă de asta foarte proastă, că dacă ești sărac, acum nu știu dacă mai e caz. Dacă... Adică cumva el mi-a adus simbolic, el și poet, plâng după tine de asta, ți-am adus o ceapă, dar ești tu pentru mine ești dulceața vieții mele, știi cumva. Mie mi se părea că era ceva ce ar face Dwight din The Office, care avea fermaia de la sută. Părea că am adus o ceapă, e a noastră, a familiei, da, da, da. Și un borcan de gem, că... Că sunt când însuși... Să fie dulce. Flau, adică cât să punem și ceapă pe tort? Mai facem și... Da. Scuze. Da. Da, nice, nice. Da, nice. Vreau să vă întreb pe calea aceasta, dragii pe noștri. Calea Victoria, da, pe calea Victoriei aici. Filmăm podcast. Wow. Deja vise mărețe. Dacă aveți voi povești din astea despre întâlniri penibile, ce vi s-a întâmplat întâlniri? Am putea să facem asta. Cel dar... mai penibil sau amuzant lucru pe care vi s-a întâmplat. Lăsați la în comentarii. Da, lăsați în comentarii și noi ne ocupăm de asta și... Știi ce o să facem? O să facem, o să și postăm un post pe Facebook să cerim povești în comentarii. Da. Că sigur găsim acolo și vedem, discutăm și exact, ce scrieți acolo și noi le citim și... Bun, deci asta a fost episodul. Mulțumim dacă v-ați dat până aici. Bam! Seara frumoasă!